Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știința avansează în direcții cu totul neașteptate, să știți. Am văzut pe preasfinția sa, înalt preasfinția sa, Teodosie. Domnule, dânsul este un super personaj. Are și emisiune la... Teodosie by Tomis, nu? De la Constanța, nu? Da, de la Constanța. Are o emisiune acolo. Este super imagine, tot ce trebuie. Și a declarat că specialiștii NASA, deci nu orice specialiști, cei mai specialiști dintre specialiști, specialiștii NASA, au stabilit că microbii nu intră în altar. A spus așa, citez, în altar nu prea sunt microbi. A spus nu prea. Adică, ori nu intră, ori nu prea. Da, nu, aici, în mai altar trec, nu prea. Adică, da, iar în, dar în Sfântul Potir nu sunt deloc. Asta au constatat chiar specialiștii de la NASA, a spus preasfinția asta. Ori avea niște enoriași de la NASA, că acolo nu e baza americană? Cumva? La Cogălnicianu, da. Da, este o bază americană. Și mă gândesc că ar fi venit și niște specialiști acolo. Ar fi dus potirul la NASA sau ar fi adus niște asta specialiști la potir? Mă întreb cum au făcut și cum au recoltat, au venit. Și au avut, deci la NASA au venit specialiștii și preasfinția asta s-a uitat la ei și a zis, ce vreți să faceți? Să verificăm microbii din altar. De unde sunteți? Preasfinția voastră. De la NASA. Și din potir. Da, de unde? De la NASA am venit. De la NASA mă deranjeam. Aveți ceva legitimație? Fac legitimație. Bine. Zice, da... Când aveți 10 minuțele, doar vrem să luăm câteva probe și am plecat. Exact. Nu vă mai deranjeam. Vă trimitem pe mail rezultatul. Da. Și un mic... Exact. Un mic comision. Ați auzit de Petri Dish? Asta vreți să facem? Dar, doamnele, nu, specialiști nu pot să intre. Deci numai domnii specialiști au intrat în altar să ia probe, presupun, și aha, mai ales la potir. Că în altar, doamnele, specialiști n-au voie să intre. Na, nu aveau, mergeau pe încredere că ăștia de la NASA... Noi m-au intrat băiții. Oricum, cred că nu prea le-a convenit că ăștia de la NASA au costumele alea și sunt... Da. După care a declarat dânsul, zice, eu cred în medicină, dar nu făcută cu multă superficialitate. Hai, că asta nu înțeleg. N-am puțină superficie, cu puțină superficialitate mai ar mai accepta, dar cu multă superficialitate, nu. Dânsul, fiind foarte pregătit în, iată, biochimie, biomicrobiologie, NASA și, desigur, tot ceea ce ține de credință și de religie. În viață e bine să știi din toate, Vlad. Multe, că uite, da, așa că știi și la dublu sau nimic. Așa este. E bine să ai cultură generală. Dar de ce nu Părintele se... Părintele știe cât un pic din toate, cât să... Eu acum aș vrea să, dacă a certificat NASA, că nu prea sunt microbi, nici în spital nu poți să spui, ați văzut câte nosocomiale avem? Deci, specialiștii NASA nu au putut să certifice faptul că în spitale nu sunt microbi. Dar în altar nu prea sunt microbi și în Sfântul Potir deloc. Deci eu aș propune, dacă e de acord și în al preasfinția asta, pentru binele comunității, al, ce să spun, al turmei, nu? Care din când în când are nevoie, să se sterilizeze bisturiele, instrumentarul medical, să se pună acolo în potir, auzi, pentru că acolo, nefiind microbi, practic e sterilizare mai tare decât cu ultraviolete și ozon. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.